din Cartea Numeri, capitolul 6, citez la versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. În Psalmul 147, versetul 12 și 13 spune cuvântul lui Dumnezeu cu inspirație și cu îndemn: laudă pe Domnul Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. Că scrie în Psalmul 133, versetul al 3-lea: acolo dă Domnul binecuvântare. Stăteau de vorbă doi oameni din localitatea noastră și au zis: auzi, tu n-ai fost acolo la biserică să vezi ce tot face Nea Ghiță, un vecin de-al lor? Face vreo slujbă pe acolo? Băi, zice, am fost odată, nu face nimic, zice. Numai stă și tot zice amin, amin. Sunt împreună cu soția și o parte din copii, în seara aceasta să spunem amin aici, atunci când se cere în mod oficial sau în mod particular și cu toată inima, deschis înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune și cu dorință, îndreptată spre Cel care poate să binecuvinteze. Dorim Domnul să binecuvinteze micuțul Lucas. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu arată în versetul 23: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Este o binecuvântare de care suntem responsabili, atârnă de noi, este partea părinților. Verbal să-i binecuvântăm, să-i înconjurăm cu numele Domnului, să ne rugăm pentru ei și să chemăm numele Domnului, dar și în mod practic, în ce privește modul de viață, în ce privește climatul de familie și condițiile care au rol determinant. Și Domnul a spus: așa să-i binecuvântați și să le ziceți. Și apoi se încheie cuvântul aici și spune Domnul: astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. În ce privește numele trecător și numele veșnic al credinciosului, scrie în Psalmul 112, versetul 6: pomenirea celui neprihănit ține în veci. Și în Proverbe 10:7: pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Este un nume dat, care ni s-a dat, nu l-am dorit noi, nu l-au cerut copiii, este un nume dat. Este un nume format, un nume improvizat și un nume nemeritat. O să mă opresc la ultimul nume. Poate zicem câte ceva în introducere și despre celelalte. Un nume dat pe care îl primim. Eram într-o biserică, Zădețul Caraș Severin, și păstorul bisericii m-a trimis în față să iau copilașul să mă rog. Și am întrebat sora: cum se numește? Ce nume i-ați dat? Și au zis: din Biblie, frate. Zic: foarte frumos, dacă din Biblie. Cum o cheamă cu fetiță? Ce, Atena. Și eu m-am uitat așa, mirat, și am zis: da, frate, nu scrie că Pavel a fost la Atena? Ba, zic, scrie, nu, nu pot să zic că nu scrie. Dar dacă e din Biblie, din Biblie, nu mai pot să zic. Un nume dat. Spunea un profesor universitar de la Petroșani, eram la facultate, mă uitam la rezultatele de la examen și zice: și eu am 3 prenume. N-am vrut eu să am 3 prenume, au zis. Și spatele meu câteva fete se uitau și zice: ia uite, ăsta are 3 prenume, cred că nu e normal. Și eu am spus: bă, da, sunt foarte normal. Nume dat. Poate o fată a primit numele Eugenia la naștere și ar fi vrut să o cheme Miriam sau știu. Nu, n-am prea auzit Saul sau Samson sau... nume frumoase care se dau potrivit cu împrejurările, cu ce spune Sfânta Scriptură, cu ce semnificație are numele. Apoi, este nume format. Scrie în Eclesiastul 7:1, da? Că mai mult face un nume bun, un nume care se formează. Da? Și în Proverbe 22:1, de asemenea, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Da? Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Nume format care ți-l formezi. Știe lumea că la școală unii copii și-au format numele, unul le zicea plângăciosul, altuia chiolangiu sau, în fine. Om bun, om care e darnic, nume format. Apoi nume improvizat, zice iubi. Prescurtări, porecle, improvizări. Da? Și îmi amintesc că m-am dus în satul tatălui meu, acolo la satul mare. Acolo sunt trei nume, Vasile, Grigore și Petre. Și acum, ca să deosebească pe unul de altul, trebuie să zică Vasile, Alu, Cutare și nici atunci nu deosebește și mai zice încă un nume. Îl zice și pe bunicul. Nume improvizate. Dar este un alt nume. Spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa, arată cuvântul lui Dumnezeu în 2:17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Tot aici, 3:12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu. Noul Ierusalim care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Este un nume nemeritat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu peste copiii care sunt din poporul meu, pe care îi aducem să închinăm Domnului, așa cum Ana altădată l-a închinat pe Samuel să fie la templu și a rămas un om al slujbei de la templu. S-a rugat pentru el și l-a susținut în rugăciune și a devenit un om al rugăciunii. Și s-a dat orientare bună în viață. Tot așa a fost adus și micuțul Lucas să fie închinat lui Dumnezeu și încă ceva. Și dorim să rămână închinat Domnului în templul lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu. Și apoi să fie chemat numele lui Dumnezeu peste acest copilaș. Ce înseamnă numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel? Doar punctez. Și aici am mai predicat și dacă va voi Domnul, mai predicăm și altă dată. Dar vreau să punctăm câteva lucruri, precizări importante. Ce înseamnă numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel? Așa am citit. Astfel, să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Implică responsabilități și aduce beneficii numele lui Dumnezeu. De aceea eu chem numele tău. Și nu mă tem de niciun rău. Numele tău când îl rostesc, se oprește furtuna și pace găsesc. În numele Domnului sunt eliberări de demoni. În numele Domnului sunt vindecări. Este iertare de păcat, este răsplătire, a spus Domnul, și un pahar cu apă. Sunt două versete, unul scrie cu apă și unul scrie cu apă rece. Unde scrie cu apă s-ar putea să fie ceai, că e iarnă și ai făcut, îi dai tot din apă. Dai numele Domnului și are o răsplătire. Dar haideți mai întâi să punctăm responsabilitățile. Responsabilitatea unui copil al lui Dumnezeu sau unui copil într-o familie, nu? Că de astăzi Lucas intră în familia lui Dumnezeu. Numele boalii o să fie nume de familie pământesc și numele lui Dumnezeu va fi numele de familie veșnic. Va mai primi într-o zi un nume nou pe care numai el o să-l știe. Așa am citit din Apocalipsa. Asta înseamnă, în primul rând, ascultare, implică ascultare. Să fii copil într-o familie, trebuie să asculți. În 1 Timotei, în 3:4, spune cuvântul despre tată, inclusiv și despre mamă, să înțelege, să-și chivernițească bine casa, în primul rând, bărbatul, și să-și țină copiii în supunere, cu toată cuvința. În Ieremia 35, în versetul 8, fiul lui Ionadab au spus: frate Ieremia, noi nu bem vin. Toată viața noastră, noi ascultăm de plin tot Ce ne-a porocit i-a dat Fiul lui Recap Tatăl nostru, nu din toată viața noastră, adică rămânem statornici în ceea ce mi s-a spus, în ceea ce am învățat. Spunea Pavel lui Timotei, tu să rămâi de plin încredințat în lucrurile pe care le-ai învățat, că știi de la cine le-ai primit. Să dea Domnul să nu ne clintească nimic. Și noi și copiii noștri, văzându-ne pe noi, să rămână în ascultare de Dumnezeu. Că numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel implică responsabilități de a rămâne în ascultare. În al doilea rând, de a face cinste, de a reprezenta cu demnitate numele lui Dumnezeu. Dacă purtăm numele Domnului, trebuie să-L reprezentăm cu viața. Trebuie să-L reprezentăm prin cuvintele noastre, să dăm dovadă că suntem copiii lui Dumnezeu și copiii noștri trebuie să învețe lucrul acesta. Și mai implică încă ceva. De a se dedica, de a se pune la dispoziție, de a se implica în scopul familiei. Spune Pavel în 1 Timotei 5:8 despre familia pământească, zice că e vorba, dar de ce nu și de familia cerească, duhovnicească? Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei ce sunt în casa lui, a spus Domnul, ajutați pe toți oamenii și mai ales pe sfinți când sunt în nevoie, nu? S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Este vorba despre implicarea în familie, în mod pământește, dar în biserică, în mod duhovnicește. Care este scopul lui Dumnezeu? Ce avem de făcut? Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Și în spiritul acesta în care Dumnezeu ne-a dat orientare, trebuie mai întâi, arată cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, scrie Timotei, mai întâi de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii, că Dumnezeu dorește să fie mântuiți. Există emblema aceasta. Veni la noi, el a fost bun și înainte, nu bun, nu fumat, nu spar casa nimănui, vorbea civilizat și înainte, e om bun și acum e om bun. Dar care e schimbarea atunci? Că trebuie să fie o schimbare. Păi ce să mai schimbe, frate, dacă e cum să cade așa, a fost așa și acum? Trebuie să fie o schimbare majoră. În primul rând trebuie să urmărească și așa cu mult interes și cu pasiune scopul lui Dumnezeu care este mântuirea oamenilor. Să se roage stăruitor pentru oameni ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Apoi scrie în Coloseni 4:12 și Pavel vorbea bisericii din Colose despre Epafra care le trimitea sănătate și nu atât. El care este dintre ai voștri, el totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile lui. Pentru ca desăvârșiți, adică să nu mai lipsească nimic. Și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Trebuie să fie în biserică oameni ca Epafra, care se susțină în rugăciune pe alții, care scăzuți, care s-au amăgiți, care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care n-au lumină și viziune, care nu mai au putere să lupte. Să stăruiască pentru ei în rugăciune. Și copiii trebuie să învețe lucrul acesta. Că în familia lui Dumnezeu se urmărește un scop al familiei, care este evangelizarea lumii. Evangelizarea lumii. Apoi, după rugăciune, aici în scopul familiei, dacă toți suntem, Sfânta Scriptură ne arată că trebuie apoi să transmitem vestea bună a cuvântului, să vorbim oamenilor, ne-a încredințat rostirea adevărului biblic. Nu orice. Doar ceea ce Dumnezeu a spus să transmite. Pentru Dumnezeu oamenii contează, sufletele oamenilor sunt importante și vrea să fie recuperați ca să mai vină și la alții în împărăția lui, în familia lui. La o facultate de medicină, un profesor universitar a pus printre altele în examen, în sesiune, o întrebare. Vă rog să precizați numele femeii de servici care face curățenie la institut. S-au dat studenți început să întrebe. Nu știu niciun. Nu știu, lumea știe. Domnul profesor, nu vă supărați. Ne punctați? Da, vă depunctez dacă nu știți. O chema Maria. Ce-o vrut să spună el? Fiecare persoană este importantă. Și trebuie să avem în vedere fiecare persoană. Fiecare să placă aproape lui, scrie Roman. Da? În ce este bine, în vederea zidirii altora. Fac totul pentru cei aleși. Rad totul, spune Pavel, ca și ei să fie mântuiți. Trebuie să fie un interes pentru scopul familiei. Dacă părinții lucrează și copiii vagabondează, asta nu-i familie, asta e dezbinată familia. Familia trebuie să fie unită într-un scop comun. Numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel implică mari responsabilități și am amintit trei dintre ele. Mai întâi, trebuie să fie ascultare deplină de voia lui Dumnezeu. Și numărul 32 cu 12 a spus Pavel, și eu mai amintesc acest verset și l-am mai spus și la dumneavoastră, Iosua și Caleb au urmat în totul calea mea, ei vor intra în țară. Că atunci când începi să tai câte una din voia lui Dumnezeu și din pocăință, până la urmă nu mai rămâi cu nimic. Ascultarea. Apoi, de a reprezenta cu demnitate numele care îl purtăm de copii al lui Dumnezeu. Știți cum spunea un împărat odată? Auzi, tu nu poți, tu ești fiul de împărat, nu te poți duce în noroi cu ceilalți copii. Îți murdărești haina și te vede lumea. Tu ești fiul de împărat. Și apoi să fie implicare în scopul familiei, care înseamnă evangelizare. Pentru asta trebuie rugăciune stăruitoare, pentru a fi recuperați oamenii. Pentru aceasta trebuie transmisă vestea bună a cuvântului. Prin fapte, prin cuvinte, și pentru aceasta trebuie să fim lumină. Să reprezentăm scopul lui Dumnezeu luminând, să-l reprezentăm cu viața. Ați văzut? Creatorii de modă au oameni care îi reprezintă. Cu freza, cu ținuta, cu încălțămintea. Dar asta vine de la diavolul și Dumnezeu are alte principii. Diavolul vrea să limite pe Dumnezeu, nu mai merge pe calea largă. Dumnezeu are calea îngustă și rămâne îngustă. Important este să rămânem noi pe calea îngustă. Dumnezeu trebuie să aibă reprezentanți, trebuie să aibă ambasadori. Copiii noștri trebuie să crească în acest spirit, că trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu, să urmărim scopul familiei. Și câteva beneficii. Primul beneficiu, arată versetul 24, este ocrotirea. Domnul păzește. Domnul păzește. Noi trebuie să fim în scopul lui Dumnezeu pentru copiii noștri, ca să fie păziți, să fie ocrotiți. Adică ne rugăm pentru ei. Nu? Spune Biblia în Proverbe 20:7, cel neprihănit umblă neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Și încă ceva, Proverbe 18:10, numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Este un val de nelegiuire, de amăgire satanică. Spune cuvântul în Efeseni 4:14, ca să nu fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Este un sistem de amăgire. Frați și surori, stimați părinți, să punem copiii la adăpost în numele Domnului, în acest turn, să-i ridicăm deasupra mizeriilor din lumea aceasta. Să nu audă clevetire în casă, să nu aibă vorbire de rău. Recent eram într-o biserică și am spus, atunci când m-am căsătorit cu soția, am făcut o hotărâre pe toată viața, televizorul nu l-am niciodată. Americanii au o vorbă, copii crescuți cu televizorul. Dar au apărut după aceea internet. Și ne-am consultat, copiii erau mici, au fost de acord, problema a fost când aveau nevoie de referat. Dacă nu se poate fără referat. Nu, am să mă duc la școală să vedem dacă vă punctează. Nu, nu, decât să vii la școală, facem dos din altă parte. Și am spus, n-am avut internet. Am încercat odată o lună și am plecat după o lună. Și am mai încercat după un an sau doi, iarăși o lună sau două și iarăși a plecat internetul și nu este nici astăzi. Acum ei sunt majori, au internet pe telefon, ca și noi. Dar răspunde de ceea ce fac. Dar până aici a trebuit să facem ce scrie în 22:6. Învață-l pe copil, Proverbe, calea pe care trebuie să meargă. Nu-i pune ATV-ul la dispoziție, el are 16 ani și Domnul cu tine. Că nu o să fie Domnul cu el. Și spune cuvântul, auzi, împărate Amazia, Domnul nu este cu acești fii al lui Efraim. Trimite-i înapoi acasă. Nu poți să mergi cu ei la luptă. O să fii înfrânt. Că Domnul nu este în orice împrejurare și cu oricine. Și m-am mutat așa la frații, erau mulți tineri. Și am spus, ce zice, se poate oare fără internet? Mă compătim eu, cred că așa. Și zic, așa e că aveți impresia că sunt dus. Sau suntem duși, și eu și soția, suntem duși. Și am spus, vă zic eu, suntem duși. Dar chiar suntem duși bine. Problema e că unii sunt duși rău. Și le-am dat și rezultatul. Știți care sunt rezultatele când am luat internet? Rezultatele nu au fost bune. Și nu sunt bune, sunt foarte bune. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. O ocrotire înseamnă mai întâi pe linie spirituală. Să păzim de mizeria din lumea aceasta. Cât putem noi. Să ne rugăm Dumnezeu să-i păzească. Să-i învățăm, să-i îndemnăm. Eu am așa un principiu. Este inspirat din Biblia, dar nu pe ani, așa cum o se spune. Biblia spune despre nuia, despre îndemn și despre nuiaua certării. Eu cred că, așa, între 2 și 5-6 ani, sunt toate trei. Nuiaua e din lemn. E din lemn, nu-i bară de fier, nu-i, înțelegeți? E din lemn, dar nu-i palmac din gard. E subțire, o ustură. E nuia. Și Biblia vorbește despre nuia, da? Dar nu așa, între 2 și 6 ani, părerea mea, că nu-i bună, nu o luați. Îndemnul, trebuie îndemnați și este și nuiaua certării. De la 5-6 ani până se căsătorește, nuiaua aceasta cade. Nu mai poți. Încearcă unii până la 6 ani, eu s-a făcut să facă ce vor, de la 6 ani vor să-i bată. Îți spunea un frate în străinătate și zice, și-o ceru vecinul scuze. Vecinul, tot și el membru de la vreo biserică, să mă ierți vecine că aseară, cred că a fost gălăgie, îl băteam pe Dorel. Am zis un alt nume, să nu dau numele. Dar Dorel are 20 de ani. Nu merge. Cade. Deci nuiaua de la 2 la 6 ani. După aceea cade nuiaua, dar rămâne îndemnul și nuiaua certării. După ce se căsătorește, cade și nuiaua certării. Rămâne numai îndemnul. Mi se pare așa frumos, nu? Dacă e căsătorit, nu-l mai certa. Dar în diamnă. Ești părinte în diamnă. Și să rămână suportul acesta în rugăciune. Ana spunea, Eli, pentru copilul acesta mă rugam. Încă nu s-a născut. Îmi spunea recent o familie, frate, n-am știut atâtea probleme la o nuntă. Zic, și câte vă mai faceți voi, fără să trebuiască să le faceți. Deci știați, v-ați fi rugat mai mult. Nu, frate, că mi-am rugat. De vreun an de zile ne tot rugăm. Zic, nu, mă? Cum, mă? Ne tot miram unul de altul. Dar de când, frate, trebuie? Păi, Ana s-a rugat pentru Samuel încă dinainte de a se naște. Dar și în privința căsătoriei, frate, dat problema din timp, așa. Aseară călătoream cu câțiva frați, pe la 12-a noaptea ne-am despărțit aici în Deva și am plecat către casă și le dădeam câteva sfaturi, că m-au întrebat în privința căsătoriei. Doi dintre cei care au cântat aseară erau necăsătoriți și așteptau sfatul. Și am spus, rugați-vă din timp. Spune și părinților să se roage pentru voi. Să vă rânduiască Domnul toate lucrurile și în privința căsătoriei. Trebuie luat așa din timp, nu pe ultima 100 de metri. Și după aceea să așteptăm mari binecuvântări. Clătire. În Matei 23:37, Domnul a spus, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, așa cum strânge găina puii sub aripi. Și voi n-ați vrut. Adică ei aveau repetiții, dar voi i-ați luat la tăia de lemne și l-am măturat în curte. Frate, dar cu atâtea repetiții și studiu, ce studiu fac ei cu copii? Ăla cel mai frumos studiu, pe înțelesul lor. Mă duc frecvent, așa, la câteva săptămâni, mă duc să vedem ce mai fac copiii. Învățătoarele îi educă frumos în spiritul moral și al credinței sfinte. Le duc câteodată bomboane și se bucură. Veni fratele păstor, mi-a dus bomboane. Și stau de vorbă cu ei, cu învățătoarele. Copiii noștri au nevoie de noi să îi ocrotim, să le explicăm că există o zonă în care umbrela are acoperire. Și dacă ai ieșit în afară, ca și Samson, ai pierdut binecuvântarea. Că Saul, într-o zi, împăratul acesta a rămas fără valoare și a spus: Domnul, când erai mic în ochii tăi, nu te-am pus împărat. Și acum, n-ai mai pus preț pe cuvântul meu. Și el a rostit așa o formulă de binecuvântare. Fii binecuvântat de Domnul, am împlinit cuvântul Domnului, formule. Dar el a ieșit de sub binecuvântare. Ceea ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Doamne, ajută-ne să rămânem împreună cu toți copiii noștri. Apoi, este îndurare, spune versetul 25 de aici, da? Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Printre altele spune cuvântul în Psalmul 103, versetul 13, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură și Domnul. Și noi trebuie să ne îndurăm, da? S-a încăpățânat așa David, după ce a stat atâția ani, 2 ani, plus încă 3 ani, Absalom nu i-a văzut fața. Băi, dar până când vrei să-l tot pedepsești? Pentru nota 8, că tu ai vrut 10, poate el nu-i de 10. Ce vrei, să o ia razna, apoi să învețe de 10, el nu poate, că numai de 8. Felicit, îl spune că îl susții mai departe. Da? Spune la un moment dat omul lui Dumnezeu în Genesa 19 cu 19. Doamne, ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața. Îndurare, printre altele, în limba română înseamnă bunătate, înseamnă milă, înseamnă răbdare. Asta scrie. Da? În Psalmul 63, versetul 3, spune omului Dumnezeu: Doamne, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, că prin bunătatea lui Dumnezeu ne dă viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. Și merg la a treia precizare, versetul 26. Domnul este cel care dă pacea. Ce frumos este să crească toți copiii noștri într-un climat de pace. Că așa a spus omul lui Dumnezeu, Proverbe 17 cu 1, mai bine o bucată de pâine uscată, scrie acolo, dacă n-ai reușit să mergi la magazin în ziua, ai de ieri, știi, și puțin s-o uscat. Așa să fie uscată, dar e mai bine și cu pace, scrie acolo, decât... N-au prea înțeles copiii valoarea, până au ajuns prin alte familii, așa, prin străinătate sau pe nu știu unde, să mai audă zgomotul pe stradă sau pe scară sau... Și-au zis, vai, ce frumos e când îi pace familie, serios? Frumos, să fie pace și înțelegere. Poți să predic cu inima deschisă și cu martori aici. Și este și soția și copiii. Eu am văzut la bătrânii noștri de adunare, eram copil, din experiențele care le-am văzut pe teren. Dacă vrei să ții pocăința cu adevărat, se poate. Așa am observat și la nivel de familie. Atunci când Domnul lasă pacea Lui, așa ne bucurăm de liniște și de binecuvântare. Roagă-te pentru pacea lor. Așa scrie Filipeni, capitolul 4, versetul 6 și 7, da? Trebuie să aducem îngrijorările înaintea lui Dumnezeu, nu să-i încărcăm pe copii cu poveri care nu le putem duce nici noi. Să le spunem lui Dumnezeu și să nu zdruncinăm sufletul copilului cu îngrijorări care sunt grele și pentru noi. Și apoi, conform Psalmul 78, să învățăm pe copii să se încreadă în Dumnezeu, ca să aibă pace. Așa scrie acolo. Să vorbim despre lucrările, despre minunile lui Dumnezeu, ca ei să se încreadă în Domnul. Amin, amin. Ce înseamnă numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel? Înseamnă responsabilități multe. Am precizat în linii mari 3. Asta trebuie să ne facă să înțelegem toți ascultarea în totul de voia Domnului. Asta trebuie să ne facă să înțelegem că trebuie să urmărim scopul familiei, 1 Timotei 5:8. Și Dumnezeu, familia Lui, are scopul Lui și apoi să reprezentăm cu demnitate numele Domnului. Că a spus Domnul lui David, Domnul te ia, țară pe Hristos, pentru că ai făcut vrăjmașul Domnului. E vorba de numele Domnului aici. Da? Și am văzut că aduce multe beneficii. În textul citit sunt 3 mari beneficii. Da? Și aș dori aceste beneficii să le avem în viața noastră și în familiile noastre. Să putem avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și, în special, ne rugăm Domnul să binecuvinteze această familie, fratele Cristi, sora Crina, cu binecuvântări duhovnicești. Ce minunată este pacea lui Dumnezeu, îndurarea. Spunea Ieremia în plângerile lui în 3:21, iată ce mai gândesc în inima mea și ce mai face să am nădejde, este că bunătatea Domnului, bunătățile Lui, nu s-au sfârșit și îndurările Lui, nu sunt la capăt. Are milă, are îndurare, are bunătate față de noi. Slăvit să fie numele Domnului. Doresc Domnul să binecuvinteze toate familiile din casa Lui, din poporul Lui și sub numele Lui Dumnezeu să putem avea parte de binecuvântările care Domnul le oferă, de beneficiile acestea și să rămânem în aria aceasta de acoperire a binecuvântărilor Lui Dumnezeu cu casele noastre, cu familiile noastre, să putem avea parte în împărăția cerului, cu familia lărgită a Domnului Iisus Hristos în împărăția Lui. Amin. Amin.